Ei au zis unul către altul: da, a fost vinovat față de fratele nostru, căci i-am văzut neliniștea sufletului lui când se ruga și nu l-am ascultat. Geneza 42:21. Un film care mi-a rămas întipărit în minte încă din copilărie a fost Iosif. Viața lui Iosif nu a fost una ușoară, rămas fără mamă și ținta ironiilor fraților lui în urma viselor pe care le-a avut. Dar punctul cel mai fierbinte al vieții lui l-a trăit atunci când frații lui au decis să scape de el, vânzându-l negustorilor care mergeau în Egipt. Neliniștea lui Iosif, ignorată de frații săi, nu a rămas ignorată de Dumnezeu. Și dacă știi cum a continuat istoria vieții lui Iosif, știi că Dumnezeu a fost acolo, prezent în viața lui. În mod sigur și noi cunoaștem neliniștea și nu odată am fost în vâlvătaia focului vieții. Dacă acum treci printr-un punct fierbinte, încrede-te în Dumnezeu. El este cu tine și te va trece dincolo de criză.